随便点。哎，对不起。Salut, la toată lumea, numele meu este Xlader și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. De data aceasta, ia uitați-mă, sunt aici și o să facem astăzi provocarea săptămânii. Așa că nu uitați să apăsați butonul de like pentru că aici în farfurioară avem mâncarea mea de astăzi. Nu o să mai mănânc carne, nu o să mai mănânc spaghete, nu o să mai mănânc lucruri care sunt foarte bune. O să mâncăm mere, ceapă și cu lămâie. Pentru că astea sunt foarte sănătoase și te ajută să-ți crească mușchii pe burtă. Așa că rupeți butonul de like dacă strângem 50.000 de like-uri la acest videoclip. Știu că este imposibil și de-aia și de cel. O să ne turnăm Fanta și Cola în cap în același timp cu două sticle, așa frumos. O să vedeți despre ce este vorba, așa că rupeți butonul ăla de like dacă doriți să facem asta. Astăzi avem lămâia pe care voi mi-ați recomandat-o, ceapa, am cules-o acum din pământ, și un măr. O să mâncăm ceapă cu măr și cu lămâie. Asta este masa mea de astăzi pentru că sunt la dietă, pentru că voi mi-ați spus să slăbesc, să arăt, să o am și eu mușchi, pătrățele pe mine și să zic hâț. Așa că haideți să începem și noi acest videoclip, încă de la început, like, sunt aici în pat, mi-am amenajat eu frumos aici, am făcut patul cum trebuie. Așa că hai să-i dăm drumul, băieți, și dacă nu mi se vede capul este că nu mai am unde să pun facecam-ul pentru că este la distanță maximă de mine, ca să audă bine și microfonul. Hai să începem prin a decoji această ceapă minunată, hai să vedem dacă putem să o decojim, avem de decoji și lămâia și ceapa. Așa că ceapa asta este preferata mea. După cum știți, eu când mă trezesc dimineața, mănânc câte o ceapă de asta ca să-mi fie bine, ca să nu fie rău. Așa că hai să vedem, Rafaele, te salut dacă te uiți până aici. Așa. N-ai ce să zici, ceapa asta este foarte toxică. Îmi vine să plâng, sper să nu plâng în acest video. Hai mă să vedem. Curățăm și noi ceapa asta corect. Uitați-vă ce cât de corect am curățat-o, că e ciumpăvită pe margine pe aici. Sper să focuseze camera asta destul de bine. Și să vă placă acest episod. Acest episod este doar pentru amuzament. Nu este serios, nu-l luați în serios, doar să ne amuzăm puțin. Și eu când mă uit la videoclip o să mă amuz tare și iar acum o să mă amuz super mult. Nu pot să-i drup asta, codița asta. Așa că hai să vedem. Lămâia o mănânc mai încolo, că lămâia este ca aperitiv, nu ca aperitiv, ca desert să-i zicem. Hai să vedem, băieți, n-am mai mușcat de astăzi, n-am mai mușcat într-o ceapă. Să vedem, ceapă cu măr. Ștergem puțin, chiar dacă le-am spălat. Nu știu dacă ceapa asta trebuie să o mai spăl, dacă e băgată în ghioaca aia. Da, o mănâncăm și nespălată, nu e cu mare bai. Hai să vedem. Aici avem o ceapă, aici un măr. Spuneți în comentarii, unul pentru ceapă sau doi pentru măr. Ce preferați, băia? Uite mă, Rafaele, ce combinație îți găsesc eu. O să mâncăm ceapa asta toată. Ceapă, băieți. Se pare că am mai avansat acum, îmi place ceapa. Băieți, după prima mușcătură, vreau să spun că e foarte bună. Vreau să spun că e bun. Aole, mă apucă. Dacă nu știți unde ați nimerit, aici ați nimerit la un MacBank. Aoleu, ce-am făcut acolo, mi-a ieșit scârbă. Ați venit la un MacBank. Foarte frumos. Mai avem lămâia asta, care nu pot să curăț. Mai luăm o gură de înceapă, că e bun. Hai să vedem.
Doamne ferește, Doamne ferește, Doamne ferește, aoleu. Nu mă gura repede afară. Mai am puțin în ceapă, băieți. Mamă, dacă mănânc pasta, sunt erou. Doamne, Doamne, Doamne. Încercați asta acasă, vedeți cât de greu e. Și nu puteți să o înghițiți, pentru că nu e apetisantă deloc. Asta merge în combinație cu alte produse. Dacă mă uitați până aici, scrieți 3369. Asta este codul meu pe care vi-l dau. Și vă dau o inimioară. Hai să vedem. Mușcăm următoarea gură. Aolea, nu mai pot. Aolea, nu mai pot. Asta nu m-am prefăcut, sincer. Aolea, Doamne. După băieți, e imposibil. E imposibil să mă ciu ceapa, nu pot. Băgăm bara. Deci asta auzi cum am făcut. Doamne ferește, mă. Le-am vărsat tot ce am mâncat. Băieți, super grea provocarea asta. Vreau să mai lăsați în comentarii provocări. Nu să mergem în chilos pe stradă, nu să înjurăm lumea. Doar ce să fac aici în casă, provocări din astea cu Coca-Cola, cu nebunii. Și afară, poate în pădure, provocări. Așa că, oricum n-avem voie să mergem în chilos pe YouTube, deci ar fi interzis cum ar veni. Hai să mâncăm și din lămâia asta. Aoleu, măcar o felie să mănânc din lămâie. Am mușcat din ea, mi-a intrat pe nas, mi-a intrat și ceapa asta pe nas. Acum o combinație teribilă, bă. Aoleu, Doamne, ce tortură. Astea, da, provocări, mă. Aoleu, nu ai cum să mănânci o ceapă, sincer vă spun. Punem mărul așa, o să vadă că l-am mâncat. N-ai cum să mănânci o ceapă, este aproape imposibil să mănânci. Curățăm și noi asta, aceasta este o lămâie. Bă, și mâncă-o cu o portocalie. Bă, ce pișnit. Curățăm și noi asta. Oh, gata, s-a curățat. Bun, zici că e portocal. Yummy. Mai mă strop în fond. Bă, nu se desface. Gata, mă, hai. Camperia asta ruptă. Nu vă imaginați ceapă cu lămâie. Te rupe pe limbă. Doamne ferește, mă. Nu știu ce să mai zic, băieți. Nu mai mănânc nimic, mi-e rău.
Eu v-am lăsat, nu uitați să lăsați un like la acest video doar pentru amuzament. Faceți meme-uri, faceți ce vreți cu videoclipul ăsta. La revedere!